Bună, băieți! Hai că azi e ziua cea mare. După cum ați văzut, am dat comandă de lemn și material și trebuie pentru casă să o renovăm frumos. Și de acum am sunat la o agenție de construcții. E condusă de un... am uitat cum îl cheamă... un domn. Era, cred că, are la bani. Și ați trebuia să vină să-l sun, că oricum nu-i de parte. Eu l-am sunat acum o oră în urmă și au zis că spornesc. Și de acum trebuie să ajung, dar na. Sunăm numai acuși, a? Tot așa frumos aici la casă cu dacia oța. Am parcat-o și eu pare că am băut. Asta ar am fost plamec. E că am băut ceva și nu știu. Uite cum am parcat. Nu știu cum din am luat gardul înainte, dar na. Bicicleta asta nu știu al cui, dar cred că tot o fur eu. Nu știu al cui. Da. Și n-ai băi asta. Amel. Bun, hai să-l sunăm și vedem. Dacă ne răspunde. Alo! Alo, bună ziua, ce faceți? Bună ziua! Bun, pe unde sunteți? Stați... pe unde sunteți? Acum o să venim, imediat. Bine. Ce fac? Uite, vă aștept aici. Mă avârt pe lângă casă, mai uit să văd că am făcut bun, planul. Acum avem adresa dumneavoastră și imediat ajungem și noi. Bun, bun. Hai că vă aștept. Aveți grijă. Pa, pa. Bine, la revedere. La revedere. Bun, trebuie să ajung din orice clipă. Numai bine. Ne să vedem. Dar uși unii să-i pun să parcheze. Dar m-a dus să-i mutulea că da, aceasta. Parcheze ca lume, că na. Aoleu, uei, m-am dus pe gard. Ce-am făcut? Îi pun aici să parchez, mai bine. Uei, am intrat în garde. Așa. Asta da, ce-am să nebun, nu ce-are. Uite așa mai bine. Las mai bine stau aici, că uite, ne-am făcut o leac de loc. Bă, dar greu vine. Oare pe unde -s? Eu că am dat nici o mișcare. Băi, dar nici măcar nu știu de unde. Uite ia, bă. Dar numai o mașină, una unde? Da, bă, da, uite, mai vine una. Hai, încoace, încoace, eu. Ce? Încetul, încetul. Și mai... nu, veniți încoace. Dați-i înainte ca să parcați ca lumea. Veniți încoace. Sau, lăsați aici, așa. Ca să încape și domnul de spate. Bun. Bună ziua. Bună ziua, domnul. A, dumneavoastră sunteți. Cum v-a numit? Da. Domnul Franco. Franco. Bun. Uitați aici planul. Da, luați-o de aici. Așa. Așa, ia uitați-vă. Am făcut eu bine, ce am făcut pe acolo? Hai să vedem. Trebuie să mă consult cu inginerul constructor. Bine, bine. Hai că aștept. Uite aici, măi. Uite, domnul vrea să-i renovăm perfect. Ce-a spus? Nu, văd că a spus chiar panurile chiar foarte bine pentru asta, dar trebuie, cum a spus și hornul și astea, trebuie schimbat. Am și eu talent acolo la desen. Și... uite, domnule, trebuie să mutăm hornul, știți? După acoperiș, acoperișul schimbat. Da, că e n-am. Tot casa, tot nu. Tot nou. Eu vreau tot galben, că na, îmi place culoarea. Ce e acolo, frumos. Tot galben. Da. Lemnul îl aveți în spate, plus materialul tot, că am adus, am dat o comandă. A venit două tiri. Mi-a zis colegul meu că s-a lăsat prin spate și mi-a zis din casă, mi-a zis că aveți de toate acolo. Lemne.
Da. Nu, asta nu mă vă să ce-ați cumpărat. Da, de acum dacă așa, trimiteți. Bun, între timp s-au ocupat băieții de construcții, pe că acolo bagă beton, bagă tătie. Nu mai bine. Ne văd că le-a brat planul ca să iasă cât mai bine. Bun. Domnule, da. Noi vă asigurăm o calitate foarte bună și vă oferim foarte bine niște angajați de-ai noștri. Da, o să vă facă foarte mult, nu știu, cum să mă exprim, na, am emoțiile mele, na. Aha. De prima, asta este a cincea lucrare și na. Mhm, dar am citit pe internet despre compania asta. La noi se evaluează firma și na, asta depinde cel mai mult de firma noastră, dacă crește în afaceri sau na. Dacă scade, crește, na, știți dumneavoastră de ce vreau să spun. Da. Faină companie asta, vai, grup Chioni, din ce țară? E românească sau ce? Poftim? E românească asta, sau nu? Firma? Firma este nemțească. Nemțească? Aoleu! Da, da. Mhm. Ăștia, angajații sunt români? Și na, ce să zic, eu mă bucur că sunt român, că na, de nemți n-aș vrea să... E bun. Soară avem nemți. Da, eu vă... Aici români. Eu cunosc vocea de undeva, dar nu știu de unde. Doamne, aici rămâne un mic secret al nostru. Ați avut în trecut ceva cu... Fără vorbe, cu poliția ceva? Da. Ceva. Dar stai, tu de unde știi? Fiindcă pe cine ați băgat la părnaie, a fost unchiul meu. Unchiul dumneavoastră? Unchiul meu, da. Nu vă faceți teamă, nu vin cu nicio răzbunare, nu cu nimic. Stați liniștiți, eu sunt altfel de om. Da, dar cine l-a pus ca să răpească fata aceea, na? Că la urmă poliția face datoria. Ce să-i fac eu? A vrut să o ducă la... Na, știți dumneavoastră unde să mai zic eu. Da, ne-am dat seama singur. Dar ce face? Nu ne-a simțit, n-am ce să-i spun. Da. Mi-a dezamăgit, nu știu, foarte. Toată familia mi-a dezamăgit. Merge treaba. Merge aproape gata. Mai aveți, e unii gata, că de-abia ați început aici în față. Prin afară, acum urmează înăuntru. Mhm. Dar vezi că aveți de renovat ca lumea și hornul, că nu... Asta aveți băgat o grămadă de cărămie dintre însuși. Domnule, o să dureze lucrarea asta, o să dureze în jur de o lună sau și mai puțin. Termenul este maxim o lună, dar noi o să terminăm casa mai repede. Da, dacă se poate... Se poate și mai repede, o să vină și mobila care am văzut că ați bifat-o pe site-ul nostru. Și da, că trebuie și... Mobile, când trebuie mobile, când da. Am văzut că v-ați uitat pe site-ul nostru. Că dumneavoastră v-ați făcut un profil, nu știu cum ați făcut dumneavoastră, dar da. Am văzut că v-ați uitat pe site-ul nostru. Da. Asta am văzut că v-ați uitat, ați prefera o canapea de astea, o plasmă, mai multe ce am văzut. Da, normal că nu, puse seama, de atâta timp n-am mai fost la casa asta și de asta vreau să o renovez frumos, m-am mut înapoi că nu. M-am fost la oraș, nu. Da, aer curat, nu preumblu mașinile și nu e aglomerații. Da. Ia să vedem, ce fac? Hai da, băieții, dacă munciți repede, maxim în 3 săptămâni, dacă terminăm casa asta, o să primiți vreme. Și bani bine la salariu și o să mai fiu cu... Bagă domnul acolo, bagă! Hai da, vopsiți băieții, așa? Vopsesc acolo. Lasă că sunt băieți de sulhăreți. Să vadă după aceea la geamuri că... spart, uite-o leaca asta cum e spart.
Eu știu ce naiba au făcut, au aruncat aici chetroaie, ceva au făcut. Dar întâi vopsește, întâi Copii de vopsește, ăștia. după aceea apoi... Domnule, copii, niște copii de ăștia, na. Uite, Care vă nu i-au învățat părinții cum trebuie. Da, asta e bună. Uite, vă că este bune, că mai... Asta e ultimul spart. E, na. Auleu. Au, și ăsta este. Dar uite-o leac la cealaltă de sus. Cum-i? Mai leu. Oricum o să fie schimbat tot, doamne, nu o să aveți probleme cu nimic. Acoperișul la fel, acoperișul o să fie schimbat tot, sticlă... Sticlă de fier negru, tot așa văd că aici... Da, da. Uite-o leac o, aici. Aici e mini bucătăria. Da. Vezi, asta e fantomul. Asta e fantomul aici. Asta e? Ne văd că aici nu e chiar așa, e numai bună. Aici nu-i fără nimic, e bun aici. Da. Doriți și pietre jos de mozaic? Normal, zesă mă, vreau să-mi facă lume. Așa, bun, am mutat aici. Uite-o leacă, vreau să îndrept și ăsta, betonul ăsta, uite-o leacă cum e. Uite-o leacă, uite-o leacă cum s-a surpat. Vezi, o căzut, s-o rupt, vezi o să mă. Da, să întâi să faci la casă, după aceea. Întâi la casă și după o să spargem tot betonul ăsta care a fost vechi și o să punem unul nou. Da, da. Uite, vezi casa asta? Ea lui nepotul, da. Mai căsoiu. Au plecat, s-o muta la oraș, da. S-o plecat în... Nu știu. Dar e mare casa asta, e chiar faină. Da, na. Da, seama, aici stă o familie, zi, seama, ce fain. Da, pentru o familie, da. Ce m-aș gândi odată de mult să vin cu firma aici, la țară? Să fac mai multe orașe, multe sate. Să fie aproape de oamenii cei care au nevoie. Da, sunt fabrici, sunt făcute și câți locuitori suntem aici, puțini, da, na. Da, na, ce zice? E chiar fain și aici locația unde v-ați luat. Nu, dar eu de când ești aici, numai că n-am mutat la oraș și văd cum e pe acolo. Am văzut că aici nu e de bine. Că a fost zona de interlop pe aici, casa asta. Știu. Avem o praștie. Și mă urcam la nepot sus acolo. Și trășeam întrâns. Da. Acum. Dar nu, că știm că s-a mutat cineva după aceea. Mai târziu aici. Nu mai fost. Tot de la firma noastră văd că și-a făcut și ușile și geamul făcut. Stila de fier negru. Bă, dar eu vreau tot așa verde, știi? Ca și la contur ca asta. Știi? Da. Garajul ăla e dumitale? Nu e meu. Dar nu știu. E la fain de făcut și asta. Dar nu știu, cred că să-l cumpăr, că n-am să bag Dacia. Mai am încă un F10. Dar e lăsat acolo la țară, la oraș, că n-am aici loc. Dacă vreți, eu să găsesc un intermediu să iau numărul persoanei este care are garajul și... Vi dau dumneavoastră și o să negociați dumneavoastră cu el prețul acestui garaj. Mm-hmm. Bun, hai că deja sunt unică că... Na. Bă, și cu câini, și câine. Eram cât al domnului pe aici. Îi las câinii, pa, cei că nu și-o cuie. Bun, hai că sunt sărat, plecați de acum acasă, că na. Hai să vă dau plata, stai că vreau să fac ceva. Bă, nu pot să fac ceva. Îl luați domnul Franco, a să vă trimit banii, 500 de mii, pe ziua asta, prin internet, că nu pot să... Da, pe numele da, dumneavoastră. Da, domnul, plătiți cu cardul, chiar. Plătiți cu cardul și na, o să da. Bun, ha! Bun, aici, domne, trebuie să semnați aici contractul pentru renoirea, na,
Da, da. Să refacem da. Casa de la da, stai că să semnez aici, ca și drept. Că... Da, așa, poftim. Luat. Mulțumesc. Bun, așa. Pe atunci o să ne auzim și... Ne auzim și mâine și păi mâine, când avem noi. În trei da, da. Să rezolvăm. Bine. Hai. Bun, domn. La revedere. Să trăiți o seară frumoasă. La fel, la fel. Ha. Haide băieții, haide mașina. Așa. Nu mă mapi. Oh, dar o plecat ei. A, întorc mașinile ei. Mă gândi acolo, e un col. Hai, la revedere, hai, hai. Hai, la revedere. Da. Și cam atâta și acest roleplay. Sper că v-a plăcut. Cu voi a fost Franco, Hec, Vlad și Emi. Și eu. Hai, salutați voi acolo. Salutați! Așa? Și ne revedem în episoadele următoare. Ha! Pa, pa! Ciao, ciao!